Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mă gândesc, oare care o fi logica tunării mașinilor, în sensul în care să-ți pui tobă de aia să facă zgomot mare? Sau a motocicletelor, știm? Cred că atunci când ești tânăr, zgomotul ăla te face să crezi că ești mai puternic. Ideea de a atrage atenția, că ăsta e sensul tuningului din orice punct de vedere, și dacă e estetic și dacă e auditiv. Cum e asta cu toba spartă? Practic și eu am avut tuning la prima mea mașină, în sensul că era toba spartă. I-ai luat-o tuna ta? Da, a și căzut toba la un moment dat la Piața Obor. Pe vremea aia când... Serios. Serios. Pe vremea aia când acolo erau niște pietre de caldar mare, așa, nu știu dacă mai țineți minte, nu contează, în fine, și eram cu mașina, tranca, și la un dat s-a auzit un zgomot îngrozitor de tablă căzută brusc. Și după care a început să bubuie motorul. S-au adunat piețarii în jurul tău. Șefule, hai să vedem. Am oprit în 20 de metri, nu mergeam foarte tare, dar am oprit în 20 de metri ușurel, să nu care cumva de la frână să cadă tablele în față, așa. Și m-a depășit un domn cu o mașină de Dâmbovița, cu o Dacia 1300 combi de piață, cum era pe vremuri, știi? Cu pepeni. Da. Cred că avea verze, nu pepeni atunci. Ah, ok. Cu verze în spate și mi-a zis, domnul ți-a... sau băiatul, cred că eram tânăr, băiatul ți-a căzut toba. Dar tare de tot, pentru că nu se auzea din cauza tobei căzute. Asta a fost, deci am avut și eu mașina tunată în felul ăsta, dar acum sunt mai multe tipuri de tuning, evident. Mie îmi plac aia care își lipesc capțibilduri pe mașini. Diverse abțibilduri. Avem un caz, un domn din Drăgănești-Olt. Da. Drăgănești-Olt din județul? Olt. Da. Hunedoara. Cum crezi, nu, Olt? Cum crezi că le-a venit ideea? Adică, să zicem Drăgănești. Câte Drăgănești sunt în țara asta? Multe, sigur. Da? Minimum 3, fac pariu. Domnul Adi, dați noastră căutare Drăgănești să multe vedem. Minimum 3. Păi nu sunt multe. Adică, mie oricum mi se pare iureaț că noi avem localități dublate și triplate. Da. Adică... Nu suntem numai noi, sunt multe locuri. Da? Da. Și avem localități și prin America, să știi. Da. Și există și Drăgănești de UK. Bine. E altă discuție. Da. Deci, din Drăgănești, Olt, județul Olt, și-a colantat mașina cu semnele carabinierilor italieni. Ce idee bună. Da. Și și-a parcat-o apoi în fața casei, undeva în oraș, unde evident a fost imediat remarcată ca atare alarmă mare la poliția Drăgănești-Olteană. S-o sperea că au venit carabinierii. Concurență. Concurență, bravo. Sau carabinierii, băi, ăștia chiar au venit să ne aresteze. Adică... Da, da. Și mașina avea aplicate autocolante cu inscripția carabinierii și 112 pe părțile laterale. Ce tâmpit. Da. Adică dacă vreți să mă sunați, sunați-i pe aia. Asta cu 112 abia da. E tare. Deci capotă, motor, nu știu, carabinierii și numere de Germania. Ei, bun. De ce nu? Adică... Să știi că eu când eram mic, eram și eu fan, adică mi-ar fi plăcut să am o mașină colantată cu carabinierii. Și cu numere de Germania. Da, și eventual cu un volan pe dreapta. Da. Da. Băi, practic toți suntem cetățeni europeni. Polițiștii l-au oprit în trafic, mă gândesc la moment. Ma che fai, colegule? De dove vi matale? Avem o misiune? Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.